Tu realizezi că fumătorii iau pachetul ăla, văd plămâni negri, văd, zic, rămâi impotent că mori, gaură în gât și zic... Pe care să da. Oamenii buni, astăzi mă aflu aici alături de Georgel. Oamenii buni, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă îl știați, pentru că este cel mai faimos profesor de pe TikTok și masa e goală, dar o să vă zic imediat ce facem. Deci imediat, prima dată să ne zică Georgelul cu ce se ocupă. Direct manipulant, marfă Lidl, raionul lactate, băi băieți. Deci, nu, lactatele de la Lidl sunt preferatele mele, în primul rând. În al doilea rând, mi-ai zis că ești profesor. Da, mă, da. Deci, okay. Fiți atenți, cine vrea să afle cu ce mă ocup, intrați frumos, georgelu.ru pe TikTok, da? Sau pe Instagram, dați-mi acolo, uitați-vă că facem râsuri, Caterinca, mare rău de tort. Am văzut, deci eu îl urmăresc și pe Instagram, pe TikTok. Ok, TikTok nu folosesc, nu te urmăresc, îmi pare rău, dar dacă pui și pe Insta... N-ai canal de TikTok? Parcă am văzut. Ba, da. L-am vrea să nu, bă, să nu-mi fure unul numele, bă, să pun acolo așa chestii, zic că bă, ce a făcut pink ăsta, știi, dar am luat numele și nu fac nimic cu contul de TikTok, am abandonat tot, am zis că nu. Bun, fiți atenți cum o să funcționeze. Eu am 5 din snack-urile mele preferate și el are 5, are mai multe din snack-urile lui preferate. Le vom pune aici pe masă, le vom încerca, ne vom zice părerea și... Am niște curiozități, da? Și sunt sigur că și voi ați avut mereu curiozități despre profesori. Am acolo așa câteva întrebări pe care o să îi le adresăm, să vedem dacă vrea să ne răspundă sau o să ne zică că gentaia aia de pe control, așa ceva. Vedem și fără alte prezentări, apăsați like chiar acum, gata, intro-ul s-a terminat, fii atent, Georgelule. Yeah. Eu bag primul snack pe care îl apreciez eu foarte tare aici pe masă. Lăsați place ție, mă. Bă, mie îmi plac astea de cartofi expandate. Cu sare. Trebuie să te ascunzi ca să-ți pună focusul pe aia. Da, ascunde-te, ascunde-te, da. Dar îmi pare rău, n-avem aici pe cineva în spatele camerei să focuseze pe snack-uri. Trebuie să ne acoperim ochii. Bă, deci, eu mă tripasem pe dulciuri, de-aia ce-a dus dulciuri, dar văd că... Bă, eu nu prea mănânc chestii dulci, eu sunt mai mult cu snack-urile. Deci astea, oamenii buni, sunt chipsuri din cartofi de-alea expandate, albe, cu sare. Astea-s de la Lidl, dar sunt mai multe tipuri de-astea de snack-uri. Clasicele, în cazul în care nu le știați. Deci astea mie îmi plac maxim. Bă, mirosul, tot îmi plac la ele. Da, nu se poate așa ceva. Mirosul copilăriei, de mâine, sunt cele mai clasice chestii. Adică bine, nu e ca și cum n-am mai mâncat chestia asta. Da, de asta cumpăram de la magazinul din sat, frate mea. Era altceva. Bă, nu știu de tine, mie astea îmi plac foarte tare. Ia zi, astea, îți plac sau nu-ți plac? Bă, dă-mi note? Sau? Poți să dai note, da. Smash or pass, sau? sau note? Bă, cred că note. 1 din 5? Sau de... Nu. Am urmat să pun. Facem un rating 1 din 5 sau 1 din 10? 1 din 10. De la 1 la 10, să vedem. Zi-mi ce note dai. Nu. Bă, eu nu sunt fan chestii nu sărate. Nu pot să cred că nu-ți plac chestiile astea sărate. Nu, 6, așa bine sunt 6. 6? Da, mă. Deja mă simt prost că de aici și aia e din ce în ce mai rău la mine. Am zis rău de astea lui, acum să vezi ce hate-o să-mi dea pe astea mele. Hai, pune pe masă unul din snack-urile tale preferate. Bă. Eu oricum sunt foarte ciudat că eu zic că astea sunt snack-urile mele preferate, dar credeți-mă că niciodată nu le cumpăr. Băi chat, spuneți de astea, mâncava jura voastră. Spuneți. Sunt astea, mă. Că ce sunt astea? Bă, scrieți în comentarii cat, ce cat, sunt cat. Astea. Cat, tat, băi. Ce sunt astea, frate? Scrieți și voi în comentarii ce sunt astea, mâncava. Deci le-ați luat din România pe astea, domnule profesor, că eu n-am mai văzut de astea. Bă, există anumite tipuri de dulciuri pe care le găsești numai în... Ciușcuri din astea destul de obscure sau, sau la țară. Am înțeles, nu o să le găsești în Mega sau așa, o să le găsești, nu știu. Tu zici de Mega ca și cum intru eu în Mega, e nebun. Da. Am intrat toată acolo, erau 15 lei roșii, le-am ieșit afară de rușine. Ce se pare cum e Mega? Bă, sunt mega scumpe. Dar fii atent, nu știu ce, e probabil un lot crescut de țărani din România sau ceva, de erau 15 lei, că acum au scăzut înapoi prețul la 6 jumate. Da. Dar gen, bă frate, dublu, adică next level. Bă, deci... caracteristica numărul 1 la chestiile astea, să sfărâm în ultimul așa, dar știți, azi a aspirat iubita pe aici, să vezi ce te... Mare, te face pe aici, de mult pe genunchi. Bă, deci astea... Voi spuneți că, bă, ce-i sărăcia asta, ce-i foietajul ăsta? Bă, gustați mâncava și gustați și vedeți cum e. Bă, dacă e cu foietaj, mie îmi place, nu știu cum să zic. Bă, dar să ajungi la... Mușcă de cealaltă pare, să ajungi la ciocolată, ciocolată. De aici e direct asta e cu... Acolo. E cu ciocolata asta, da, și cu alune, da. Bă, când ajungi la ciocolata aia, te distruge pe rupe în două, ești nebun? Bă, ăsta nu sunt rele. Bă. Deci îmi place textura asta de foietaj sfărmicioasă. Păi da. Te gândești că, bă, ce-i sărăcia asta, dar are un anumit haz. Gen, când ajungi la partea de ciocolată,
Cât costă de asta? Sunt curios, că pare așa micuță, zici că e 80 de bani una. Dar probabil nu s-au scumpit toate acum. E ceva gen 1 leu ceva, 1,50 leu, am rog. Dar gen una de pe fratele meu, pentru că mă duce aminte de copilor, e una la mână. Duram de lemn foarte rar, cu tunări. Bine, aia nu e una de pe fratele mele, dar am luat-o gen în cazul în care vrei să vezi cum e diversă. Băi, da, e cu vișine. Vișine, nu cu vișine, m-am uitat la căpșunile astea, am zis vișine. E cu cireș. E cu cireș? Copii, e cu căpșuni. Căpșuni, e cu căpșuni. Dacă tot a zis? Am încercat de 3 ori să zic asta. Dacă tot a zis, lăsați bancul cu vișine în comentarii. Bă, fără bancul. Bă. Fără bancul ăla. O să le dăm deoparte și o să ne prefacem că facem și curat pe aici. E bine că te-ai gândit, ai venit cu apa la tine, eu n-am pic de apă aici, deci regia, vă rog cineva să-mi aducă niște apă, îmi pare rău. Ai vreun paharul, spune? Nu, e ok. N-am eu canai, e pink aici, stai așa, e plin de praf, dar toarnă așa. E ok, lasă, că n-am murit de la chestii de genul. Dar vezi că bei după mine, o să știi istorie după, să mor eu. Adică ce să vorbim de Decebal aici. Deci fii atent, eu tot timpul am avut o curiozitate legată de profesor, da? Deci știi că vine vara. Da. Ce faceți vara? Am copii, voi stați acasă? Aveți stai concediu obligatoriu 3 luni, stați pe spate? Mergem la Pink, filmăm clip. Dar gen, se splătiți pe vară? Da. Ah, ok, mă găsesc. Hai să lași voi vară. Băi, și chiar vreau să stau pe TikTok în care explic chestiile astea, acum nu mai are nicio Ok, poți să faci ideea aici. Asta n-am înțeles niciodată, gen, da. Profesorii stau acasă, dar mă gândeam, mamă, trebuie să învețe pentru ca să predea anul viitor sau dau peste chestii. Nu, asta e valabilă pentru că noi avem, bine, dacă nu vrei să rămâi la școala la care ești, dai un examen, sau dacă nu mai au ore, sau nu mai vor să te ține ei, dar un examen de titularizare se numește și pe baza lui ai gen un fel de evaluare națională pentru profesori. Cu cât e notă mai mare, cu atât alegi primul la ce școală să te duci, știi? Și acum o să dăm pe 17. A, și poți să-ți alegi o școală, nu știu, unde ori ți se plătește mai bine, ori, sau care e exact, nu, de ce te-ai mutat? Pentru că tu ești plătit pe ore, gen ai norma întreagă e să ai 18 ore pe săptămână și tu trebuie să tinzi să ai gen cât mai puține școli, gen să n-ai 2 ore la o școală, 2 ore la o școală ca să faci 18 din mai multe. După aia te primi tot București, știi? Și ai 2 ore la o școală, după aia te primi la cealaltă școală și așa mai departe. Deci tu trebuie să țintești să ai mai multe ore la o singură școală. Gen să ai, uite, pe la 18 ore să ai 15 ore la o școală și 3 ore la o școală. Sau să ai 18 ore la o singură școală, așa e ideal. Gen cu cât e nota mai mare, cu atât ai posibilitatea să-ți alegi, știi? Da, n-am plasat posturi la istorie. Și de obicei nu se ia 10 la istorie. Fii atent, următorul snack. E cel mai sănătos snack pe care l-am eu aici. Ce era? Pe nu văd, e cu spatele. E cu spatele. Ziceți repede în secțiunea de comentarii ce sunt astea? Alune de pădure. Astea sunt roasted și nesărate, dar mie îmi plac și alea crude și sărate și roasted. Acum nu știu cum sunt astea. Astea sunt de la Mega. N-am mai găsit la Lidl. Am intrat în Mega pentru astea. No joke, sunt de două ori mai scumpe ca la Lidl, de asta eu nu intru Mega, îmi pare rău Mega, am zis-o. Ce hater Mega. Nu mă interesează că aveți lei acolo, ok? Știu că ați făcut cu Bendeac sau cu cineva, eu nu vin acolo, ok? E singurul hater Mega, îl cunosc. Mega efectiv peste tot. Păi știu, dar eu de asta nu-i suport. Ia, zi de alunele astea de pădure. Deci din toate, bă, nu, actually, sunt chiar bune astea. Din toate alunele și astea, astea îmi plac cel mai tare. Alunele normale, nașpa. Caju, mi-e greață, mi-e vomit. Alunele de pădure, avea vecinul când era mic și mi-a zis, doamne, mamă, ce șmecher erau, mi-a dat seama, mi-a dat și mie acolo, 2-3. Bă, știi ce snack-uri aduce ăsta, mă, frate? Bă, alunele astea și chipurile alea dinainte, genul de snack, știi când duceai când erai mic la, duceai la ziua unui prieten, și spunea acolo, pe masă, salatini, aia, nu le-a mâncat nimeni niciodată, nu-i place, știu? Efectiv, nu le-a mâncat nimeni, rămâneam acolo. Bă, nu se poate, toată lumea cita grătarul și el stătea și mânca alune. N-a pădure să mă arunc. Bă, nu-i plac, dar scalorice rău. Bă, da. Ozu, ai asumat că eram invitat la zilele de naștere ale copiilor. Mă înșel. Nu prea, eram... Micuț. Plus că eu nu organizam, sper că de asta nu mă invita nimeni. Îmi pare rău, eu nu-i voiam pe nimeni din colegii mei acasă, știi? Bă, dacă vrei să ajungeți să aveți brațul așa, mâncați alune de pădure. Bă, m-a făcut să par mic. Bă, să știi că astea sunt chiar foarte bune. Dacă faci un bulk foarte caloric, și au și... În orice, cred. Acum nu, că teoretic sunt păcat. Teoretic. Să vezi. Da, nu prea. Gata, poți înainte să vin, direi mânca și făcuți așa oala aici de mână, da, mai cu carne, numai cu... Era carne de vită, tăiată bucățele așa cu și, bam, stir fry și cu un pic de orez. Deci să vă mint. Ia, arată-mi ce snack îți place ție. Haide.
Băi, am dezvoluit aici, e secretul gustului ăsta, mâncați aici, Nati Rolls, bă, mâncau așa. Deci, asta... de-alea, de sufliniele și... Da. Au ciocolată la interior. Da, băi, astea, sper că nu s-au făcut acum că le-am dus în ghiozdan. Bă, da, par ok. Trabuc direct, așa, ți-ai început cariera. Tu nu fumezi, nu? Hmm? Tu nu fumezi, nu? Nu. Nu fumați copii. Nici George nu fumează, nici Pink nu fumează, noi nu curajăm așa ceva. Dar mie, știi ce-mi place? Tot timpul am avut chestia asta în gând și n-am vrut, nu mi-am simțit să fac un reel. Tu realizezi că fumătorii iau pachetul ăla, văd plămâni negri, văd, zic, rămâi impotent că mori, gaură în gât și zic... Pe care să-i luați? Pe care să-i luați? Na, bro, nu pătesc eu, na. Dați-mi și mie un ăla cu aromă de impotență. Da, dați-mi mie, că nu-mi place cu mesajul ăla. Nu-mi place asta cu plămânii, vreau cu impotență. Da, sunt next level oamenii. Bă, dacă mă apuc să bag o de-asta în gură, după aia eu nu mă mai opresc. Ești de mult, le studez pe toate. Și am eu pe dreapta, pe astea. Bun. Dă-l un notul asta, înainte să pui întrebarea. Astea sunt chiar bune. 8 din 10, ușor. 8 din 10. Bine, mă, hai să zicem. Să zicem, nu știe el ce e bun, dar să zicem. Bă, e bun, dar nu știu, eu nu mănânc atât de dulce. De ce îmi pare rău? Am văzut că mănânci alune, dar tot e. Da? Nici măcar nu sunt sărate. Dar dacă iau și sărate... Bun, fii atent, am pentru tine o întrebare. Ia. Cu sistemul cu ala, cum ne place nouă. Deci la noi, la români, când e vorba de sistemul de învățământ, toată lumea zice, domne, sistemul, da? Mm-hmm. Păi și am trecut prin școală, da. Și nu știu, e sistemul sau mă, că... Unde, deci adevărul e undeva pe la mijloc, mie așa mi se pare. Ce, că e slab sistemul de învățământ? Părerea mea e alta, dar cred că mai am o întrebare tot undeva pe în zona asta și o să te întreb exact de aia, da? Aia e că eu parcă n-aș da neapărat vina pe sistem, adică... Bă, exact ce să-ți mai dea? Ai o carte, ai niște profesori, bun, profesorii poate nu sunt plătiți cum trebuie, dar da, aici... Da, mai salariile, să știi. Da, știi când se dă bacul și mamă, cele mai slabe rezultate și lumea zice, sistemul, domnule, sistemul, pe gen, dacă n-au învățat copiii ce vrei. Da, da. Știi, adică, da, eu acum nu vreau să zic, mamă, ce-mi place mie sistemul de învățământ, că sigur are desigur defectele lui, dar zi, e sistemul sau sunt elevii? Bă, știi care e ideea? Că, uite, noi suntem produsul sistemului de învățământ românesc, da? Mm-hmm. Eu bănuiesc că ești mulțumit cu ce ai ajuns și eu la fel. Adică nu am o problemă. Dacă vrei să înveți să faci ceva cu viața ta, faci. Adică nu mi se pare că sunt elevi. Adică nu poți să blamezi pe cineva. E o chestie egal proporțională, știi? Mm-hmm. Că poate nimeni ești o școală unde sunt profesori mai ok, poate nimeni ești o școală unde sunt profesori mai... Adică care nu sunt așa de bine instruiți sau... Că, na, fiind în sistem și eu mai văd profesor care, uite, că să sună să intri în clasă, știi? Uh-huh. Eu m-am ridicat, am auzit clopoțelul, m-am ridicat, am luat catalog, m-am dus, știi? Dacă avem fizic, știi, catalog, da. Acum s-au băgat și electronic, știi? Sunt profesor de catalog electronic. Aolo. Păi e mai bine, că gen, stai să închei mediile și dă mână să așa, doar apeși pe un ton sau încheia mediile și stai pe spate, știi? Am înțeles. Chestii de profesor. Mă ridic, ba, m-am dus la oră. Profesor care, după 5 minute. S-a sunat, mă, de oră? Hai, mă, că mergi și noi la oră. Și trec 10 minute de oră, ajung acolo. Cine știe ce fac acolo? Mm-hmm. Eu îți dai seama, mai trag copiii. Da, ce-ați făcut, mă, la ora aia? Ce-ați făcut la ora aia? Vrei de bine proful la ora aia? Eu am observat chestia asta. De exemplu, acum nu vreau să dau eu vina pe dirigul meu de mate, dar el era bun. Și-ați fire, și-ați fire. Era bun la matematică. Bă, dar eu n-am putut să învăț pe sistemul. El venea, zicea două, trei chestii despre lecție, intram în probleme. Bă, sper că n-ai venit cu mașina. Am aici ceva, o să te spargă. Asta o să te spargă, da. Deci ia uitați aici. Astea sunt niște bomboane care la interior au rom. Bine. Și, bă, deci eu mi-aduc aminte de reclamele de la TV. Era ceva gen rom de la Cansali. Și ceva așa, ceva de genul. Pirați, păsările, pirați, ce vrei tu. Astea sunt fenomenale, dar desigur nu trebuie să te urci la volan după ce ai mâncat una. Să te urci după ce ai mâncat toată punga, știi, ca să... Bă, eu nu dau alcool deloc, eu n-am băut de 3-4 ani. Nici eu. Mă rog, eu n-am chiar 3-4 ani, cred că la mine s-au făcut vreo 1,5. Acum gata, da. S-a dus. Nu, pe pasta eu nu nu le iau, știi, dar gen o bere, ceva, nu. Nu, terminat. Mamă, am spart-o. Mamă, asta e bună, îmi place mult asta, n-am ce să zic, chiar e bună rău. Deci astea, bă, sunt bune. Dar jur că romul din ele are gust de esență de rom. Da, direct de aia de pune mătavarea în cozonac. Exact, de aia. Că nu știu cum e romul adevărat, că nu beau mizerie de aia, frate. Eu beau vinul roșu de la de scrii cu el.
Deci, în afară de ăla nu beau altceva și oricum nu mai beau nici de ăla. Dar, aia zic. Astea, zi, sunt bune sau nu? Bă, 10, bă, asta îmi plac mult. Nu știu, dacă nu le aduceai tu, le aduceam eu. Adică chiar îmi plac, îmi plac mult. Băi, oricum nu ne-am vorbit și mă mir că nu s-au... Zic, nu s-a întâmplat să avem aceleași chestii. Bă, la ce obscurități am adus aici, sincer. Da, tu chiar ai adus chestii. Uite, obscure. Hai, pune aici ceva pe masă, hai, surprinde-mă. Am, uite. Astea, mă, le știți? Le știți, mă, pe astea de Lidl? Astea sunt din Lidl? Da, sunt fake de la ceva, dar nu pot să-mi dau seama la ce. Lăsați voi în comentarii dacă știți. Bă, e ceva, tot așa cu ciocolățele de-astea mici. Nu e de la... Ăsta e cam moale. Băi, da, s-a topit. Ia-l pe ăsta, nu ia-l pe ăsta. Uite, ăsta e tare. E mai tare? Păi ăsta e un pic moale. Nu e moale, ok. Nu știu dacă mănânc de la cu... cu căpșuni, că mie, deci orice căpșuni mie nu prea place. Nu lesc, nu, deci mie îmi plac doar căpșunile normale. Bă, deci e fake de la ceva, dar nu de la Kinder, de la, cum se numește, mă, ăla? De starea mai mici. Kinder... Mai spart, nu știu dacă e Bueno, cred că e altceva. Nu, Bueno, nu. Sunt niște ciocolățele mici cu un copil pe ele. Da, mă, da, alea. Nu știu exact cum spuneți voi că nu știu așa, dar... Da, nici eu nu știu. Dar nu-i fake de la alea, că asta are bucățele de cereale din astea înăuntru, știi? Și simți... A, uite, cu alunele tale de pădure. Ești fiert, ești nebun. Bă, nu cred că astea să... De fapt, cred că crema din interior e cu alunele de pădure. Mm-hmm. Și asta pare să fie un orez de la expandat. Da, da, mm-hmm. Adică, gen, te spunea ciocolatei care e foarte moale. Și îți crăm, înțelegiți chestia aia. Orezul cu orezul ăsta expandat sau ce e. Și are o textură interesantă. M-a spart. E... e prea dulce, nu? Da, prea dulce. Bă, mi-e place. Bă, cum îi dau și la asta un 7. Dar uite, dacă mănânc de asta, mă simt de parcă nu mai pot să mănânc încă una. Gen, mă simt de parcă poate mai dai una în 3 ore, știi? Eu nu sunt așa cu dulciurile, cu snack-urile, nu... Adică, vă repet, eu am adus toate astea aici. Mă credeți că eu niciodată nu mă duc la magazin să-mi cumpăr? Mă duc, le văd, plec. Eu când intru, mai zic, mi-e foame și intru într-un magazin, s-a pus tot pe magazinul ăla, s-a dus ala, ești nebun, am uitat. Fac storming acolo în magazinul ăla, ce mi-au dulciuri și nu mai prostii. Da, eu așa pățesc că mă duc la măcelărie. Dați-mi 3 de alea de făituri, dați-mi niște organe de alea de porc, dați-mi și... Deci când plec de acolo și decartez 2 milioane, cred că își fac aia cruce, știi? Bun, acum o să întreb o chestie. Eu cred că e adevărată, n-ai cum. E sistemul nostru de învățământ mai greu decât în alte țări? Mă rog, nu știu dacă e exprimare, nu e sistemul, dar gen programa mă gândesc. Bă, nu știu ce să zic, mă, că sunt... Nu știu, dacă nu am luat contact cu cealaltă, n-am de unde să îmi dau seama, știi? Adică e o întrebare care e foarte departe de mine, să stau să mă gândesc cum e sistemul din Finlanda, toată mai laudă sistemul din Finlanda. E foarte departe de ceea ce puteai să vorbesc. Eu pot să vorbesc despre ce am experimentat, știi? Sistemul din România. Deci... adică știu și eu ce știi și tu. Mm-hmm. Atât, nu știu mai mult. Știi? Ideea e că na, eu am mai văzut postări de astea și cum sunt pe Insta și zicea că sistemul de învățământ cât de greu e în diferite țări și fețe fericite peste tot în România față de aia, gen, frate, horror. Deci mă gândesc, bă... Gen, sistemul de învățământ mai greu, zici? Da, deci mie tot timpul mi s-a părut și nu mai știu dacă asta e în altă întrebare, deci mie mi s-a părut că la noi parcă e foarte încărcat, în sensul că nu o să uit niciodată. Deci dirigul meu de mate mi-a zis că la un moment dat, nu mai știu dacă în a 10-a, 11-a, 12-a, undeva pe acolo, mi-a zis că dacă nu facem 4 ore de exerciții acasă la matematică, nu putem să ținem pasul. Și a zis așa, bă, 6 ore la școală, drumul, mâncare, nu știu ce, 7 ore, că na, trebuie să duci la școală, stai seama, nu te teleportezi. 7 ore plus 4 ore, 11 ore și aia e doar matematica. Dacă mai faci o compunere de aia la română, sunt 12 ore și gen e mai mult decât un job, adică ei niște copii care, frate, ce e atâta energie, se ducă să zburde și nu zic că ar trebui să stea toată ziua pe afară să alerge de nebun, trebuie să și învețe, da? Dar să iei și să îi pui să stea pe chestia aia focusați, deja 12 ore din zi, unii muncesc 8 ore mai puțin. Tu chiar crezi că elevii fac asta? Păi asta zic că nu, dar la modul real, cum a pus el problema, dacă chiar vrei să ții pasul și trebuie să faci aia, am zis, frate, e imposibil, știi? Și uite, eu, de exemplu, am lăsat pe ureche la matematică, cel puțin, și la multe altele la matematică, unde era mai greu. Eu, într-a 12-a, nu mai știam nimic. Gen, pierdusem atât de mult ritmul, la limite, la alea, eram zero. Mă înțelegeam, ce limită din e de exact și asta e de exact. N-am văzut de asta decât ieri și nu știam nici ieri ce era. Dar asta eu dau teme. Copii, veniți la liceu unde o să predau, nu știu exact unde. Da, deci că temele inițial au fost făcute ca o formă de punishment, cum ar veni. Da. Pedeapsă, da, și eu eram like, bă, frate, cum adică? Pe bune că ne dă teme la orice, știi? Poate să mai dau teme, adică dacă
Viitorii mei elevi o să vadă chestia asta și o să zic, domnul, a spus la Pink că nu dați teme și o să le aducă clipul și să zic, bă, o să arăt și da, chestia. N-ai cum, uite, dacă, poate să mai dau teme, băi. Dacă ai niște oameni și pe istorie pe astea, da. Da, trebuie să le dai. Sau la BAC, la 12 ani, unde predai la filologie sau la științe sociale, trebuie să le dai teme că nu se poate fără teme ca să faci acasă, știi, să exersezi, dacă le iei BAC-ul, desigur. Dar gândește-te că ai pe unii care sunt la mate info și fac matematică și vine aia de... Bine, că la biologie mai dai BAC, nu zic nu. Ăla de... De sport. Da, nu e nici chiar așa. Suntem la sport, vreau să faceți clip. Mamă. Școala online, îi punea pe copii să sare la webcam la sport. A, ne-a terminat. Dar da, eu am înțeles că cei care ar fi mult mai greu la noi și nu știu, parcă zic că, bă, să-i lăsăm o idee mai încet, nu știu, cel puțin n-am mai ținut pasul și când chiar nu mai țin pasul și deja foarte mult îți bași picioarele și abandonezi tot, știi? Adică la un moment dat... ar trebui, nu știu, îi avem pe olimpici ăștia, ne tot lăudăm cu ei, dar zic, bă, frate, ăștia nu ne ajută cu nimic, ar trebui cam toată lumea să fie o idee mai sus și asta nu faci decât luându-i mai metodic, mai ușor, nu, hai, țineți pasul sau la revedere, pa, știi, vă duceți la funge. Bă, trebuie să te adaptezi la nevoile clasei, zic, că uite, într-o clasă, da. Na, dacă nu ești în domeniu, nu știu, dar uite, într-o clasă sunt elevi care sunt foarte bune, elevi care sunt mai medii, așa, adică să chinuie, să învețe, Așa, trebuie să stai cu ei mai mult, de exemplu, decât cum ai stat cu ăla care știe lecția, a întrebat ceva, știe, sau el curios la istoria, știe mai mult și așa, trebuie să stai cu el mai mult, dar uite, eu apreciez foarte mult un elev care nu prea știe, el așa nu se interesează, are agilitatea aia mentală, știi, când pune o întrebare, imediat poate să facă conexiuni, știi, uite că da, și eu apreciez foarte mult pe elevul ăla care încearcă, știi, cu toate că n-are mare, așa, știi, da, și trebuie să stai cu fiecare să te adaptezi la clasă, știi, uite, cu ăla e mai așa, n-avem de multe ori timp să facem chestia asta într-o singură oră, așa, dar încercăm să ne adaptăm, cel puțin generația asta mea, generația nouă, știi, da. Bine, există și cei din generația veche care sunt, așa, dar zic ăștia care am venit noi acum, cum ne raportăm noi la... La ele de acum, pentru că suntem și apropiați de vârstă. Da, adică, da. Au trecut. Ești la 12-18 ani, am 27 ani diferență. Da, dacă ajungi să le predai, deja ești chiar câțiva ani mai mare ca ei, da. Fii atent, dacă tu mi-ai dat ciocolată, îți dau și eu ciocolata pe care o mănânc eu. Ce, un Heidi? Da, doar ghicește, deci doar ghicește conținutul de cacao. E aia cu 85%? Clasică. Bine, Heidi, știți, bag cu Heidi, lăsați în comentarii bag cu Heidi. Bă, cred că știu și eu pe ăla. Da, fii atent aici. Deci când eram la dietă, ca să nu fie viața atât de urâtă, dar un cupuleț de ăsta pe zi. Ce, să usucă sufletul mine, dacă eu de-asta beau 5 de-asta dat. Deci îți zic după acum, mie asta de la Heidi de 85% mi se pare mai dulce decât aia de la Lidl de 85%. Bă, poți să mănânc cu tocustanior? Da, poți să mănânc. Am mâncat eu argint și a fost ok. Dar ăsta e staniol, nu știu exact ce e. Dar apreciez când vine în folie de asta de staniol. M-am săturat de asta învelit în plastic. Așa erau alea clasice. Da, pe vremea mea, pâltie și staniol. Așa erau doi băieți. M-a răcurit ciocolata asta. Mă rămâne din 2 săptămâni, dar acum nu mai înghiță să-mi stea. Dar n-are nimic. 85%. 95% e prea mult. 75% e dulce pentru mine. Asta? Deci zici că ții o ceva bomboană de cacao, care de fapt se topește în gură, e absolut fenomen. Deci dacă îți place cacao, mănânci-o de asta. E bună, dar nu mi-aș lua. Eu vreau să, când mi-au ciocolată, să sară creierul, n-are să mănânc, să simt că... Nu, nici 1300, am înțeles. Pe aia zic. Da. Nu e bine, copii, dar totuși. Ia, zim. Ți-a plăcut, nu ți-a plăcut asta? Bă, e bună, mă. Mie îmi place, dar nu se-mi cumpăr, știi? Un 7-6. La ocazii când... N-avem cu ce să mâncăm astea, mâncați-a. Mai spart-o, iau cu mâna. E direct de la Dan Lidl, voi. Aici că m-am fac și ăsta, creme schmidt? Creme schmidt, nu-mi spate. E, ba da, e preferatul meu la prăjituri. E smecher, da. Nu știu ce alte prăjituri sunt, cum se numesc, știi? Dar creme schmidt, m-am spart. M-am spart. Aduc ceva, un pix, să mă duc. E ok, n-ai pixuri la tine, că ești profesor. Nu dai seama, că da. Și cadouri copiii. Dacă am luat astea mâine, ne-am nenorocit. Bă, am mers mult cu el. Acum sper să... Bă, pare de parcă nu se dezmembrează foarte tare. Eu zic că le iau cu mâna. Acum te descurci. Nu știu, n-avem furculițe aici la îndemână. Deci, creme schmidt. De la Lidl, zici. Mamă, bă, numărul 1. Mie îmi place mult asta. E prăjitura mea preferată. În toate prăjiturile astea. Ce amandine? Bine, și amandine e bună, ce savarină, ce... Ăsta, mie, frate. Da, nu. Cu asta, cu degetul, cu degetul, cum vrei, n-am
altceva, n-am furculiță, dar crema asta din interior, da, nu știu ce e, dar tot timpul mi-a plăcut. E bună rău de tort. Mm-hmm. Ca o budincă, așa. Mm-hmm. Mi-a făceau mai în casă. Mm-hmm. Mă rupeam două, mă arunca în aer. Înapoi aici. A, făcea și de casă. Făcea de casă, nu. Mă rupeam în două. Asta altceva. E gen, cu ce, adică e substitutul la ce făcea mama mai, știi? Dar mm-hmm, e bun, n-am ce să zic. Bun, acum o să te întreb o chestie, nu știu dacă vrei să-mi răspunzi. Dacă nu vrei, se taie la editare și când se spune altceva, nu știu ce să te întreb. Fii atent, ai avut vreodată probleme la job din cauza că ești activ online? Bă, și ți-a atras cineva atenția, bă, vezi ce aplaudezi, vezi ce... Bă, sunt multe de zis aici, adică au fost profesori care mi-au zis, bă, uite că ai pus aia, că ai pus aia, știi? Mm-hmm. Dar în teorie, uite, dacă nu filmezi propriu în școală sau să fac pe acolo tot felul de circuri, că n-ai voie să filmezi în școală, da, mai cu aprobarea directorului și așa mai departe, atunci când fac eu acasă, nu prea, că nu sunt vulgar, adică eu văd mereu ce spun. Unii mă cred, uite, de la inconștient, știi, că pun tot felul de chestii pe internet. Nu, chestiile sunt foarte friendly, așa, știi? Mm-hmm. Așa mi se par. Știi? Da. Și de-aia și prins chestia asta. Na, am avut în sensul în care m-am mai tras puțin de mâine, că zic, bă, vezi că ai pus aia și uite. De exemplu, la banchet, am făcut banchet review, știi? Mm-hmm. Și a apărut o profă într-un cadru, știi? Da. Și a zis, uite că m-ai pus, așa că nu vrea, bă, acum îmi pare rău, dar uite, a ieșit 0,5 secunde într-un colț, așa, na. Da, și care e efectul Streisand, dacă vrei să scapi ceva, să scapi de ceva de pe net, atunci e mai rău, știi? Dacă ai văzut random jumătate de secundă, nici măcar nu pe știi, da, știi? Da. Nu vă luați vreodată iPhone de 250, deci aparent nu e suficient, ni s-a oprit filmarea, fiți atenți. Ultimele două snake-uri sunt acest Pringles cu oțet, oameni buni, și sare. Și-am adus asta. Da, o ciocolată. Bine, care deci eu n-am știut până acum, dar da, ia uitați, au ciocolată Raffaello, dar știi că Raffaello sunt alea micuțe. Da. Da, de cocos. Păi aia zic, eu am adus asta, bine, eu nu gustasem, știi, aveam un plan să iau altceva, dar nu gustasem mai încerc din asta. Numai că eu am zis, deci când am filmat am zis, frate, astea sunt numărul 1 și am mâncat, da, și după ce s-a oprit. Da, sunt bune, am tot mâncat după ce s-a oprit filmarea. Și eu nu sunt fan să înțelegi chestii de-astea, snack-uri, da, dar asta chiar mi-a plăcut, știi? Bun, fii atent. Ultima întrebare pentru tine, că oricum clipul ăsta e foarte lung, vreau să te întreb așa. Eu, de exemplu, cât am fost în școala generală și liceu, n-am ajuns niciodată la lecția despre comunism. Era tot timpul la finalul cărții. Și devine programa la istorie sau ce se întâmplă? Că parcă, bă, frate, parcă de lucru n-am învățat ceva, e suspicios acolo. Păi, despre exemplu, la clasa 8-a, comunismul îl bagă mereu la final, știi? Uh-huh. Știu că profesorul are o anumită planificare, îți faci pe săptămâni, bă, uite, săptămâna asta predau Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, uite, săptămâna viitoare predau asta și asta. Și comunismul fiind la final, de ce multe ori nu apuci, știi, să-l predai, pentru că socotarea de acasă nu se potrivește niciodată cu cea din târg. În sensul în care tu îți planifici să faci ceva, dar uite că la un moment dat te mai lungești, dai un test, pui note pe ascultat și sau poate dai un test și trebuie să le explici la copii ce au greșit. Și evident că se decalează și la un moment dat, la final, tu nu mai ai timp să faci lucrurile. Eu, de exemplu, l-am făcut, am reușit să fac comunismul, asta se face la clasa 8-a, spre exemplu. Da? Depinde, uite cum e programa făcută la istorie. Ai în clasa 5-a preistoria, antichitatea și evul mediu, după aia în clasa 6-a epoca modernă, bine, partea de evul mediu și epoca modernă, după aia în a 7-a epoca contemporană, care e destul de importantă că i-a ajuns pe copii să nu cadă în extremisme, că atunci să fac ideologiile alea despre care nu putem să zicem, dar ați scris voi. Cu mustață, cu alea, așa știți voi. Da, erau mulți cu mustață, toți aveau mustață, ceva ciudat se întâmpla pe acolo. Așa, dar a fost respins. Dar îmi place că ai început să-mi zici, eu am și uitat, mi-ai zis și am și uitat ce se face în clasa a 5-a, cu preistoria, cu astea. Da. Și tu trebuie să-l îndrumi pe copil să nu o dea în... Da, adică, da, asta e... Dar e important și comunismul, știi? Că, uite, de exemplu, la mine, na, fiind la finalul cărții și n-am ajuns deloc la el, mă gândesc, bă, frate, e cam recent acum, na, îți dai seama, ar cam fi interesant să afli de ceva mai recent și ce s-a întâmplat decât de ce a făcut Ștefan cel Mare în cele 20.000 de războaie în care a luptat, știi? Adică ar trebui așa, învățat în mare, a fost câteva lupte cu țările alea și am ieșit câștigător, dar mai mult știi, bă, frate, vino și tu pe ceva mai recent, mă rog. Bă, da, e recent și ne afectează direct și de asta e important, da, știi? Da, da. În teorie, programa se duce cam până când aderă România la Uniunea Europeană, știi, ceva de genul. 2007. Da, exact. Trăiască, eu te ce știi, da, asta. E numărul 1 ăsta. Ai câte o memorie de asta de...
știi exact unde erai și ce se întâmpla când s-a întâmplat ceva. Da, da, da. Eu eram în Tecuci când era cu aderarea asta, da. Eram la unchiul și mătușa, da. Și știu că mă uitam la TV și nu știu, era pe acolo sărbătoare că am aderat, și 2007. Bine-s. Nu știu de ce. Da, mai am singura întrebare, dacă ai putea să răspundă. Mai am cât o memorie de asare, în total aveam 5 ani și a venit o tanti să mă întrebe câți ani am și am zis că am 5 și acum și-l ajung cu un prieten care avea 6, îți dai seama, eu ce, la 5 ani mă gândeam că l-ajung din urmă pe ăsta. Da, memorii de astea. Bun, pincanilor, închidem aici clipul, nu de alta, dar s-a lungit foarte tare și o să mă înjure editorul, glumesc, editorul meu nu înjură, dar să ce mă înjură acum, fii atent, pune o steluță pe degetul meu și mișc așa după deget, da? Fă o pasta, mă, mâncați aș jurat. Fă o pasta. Lucrează o pasta lui. Mamă, cred că chiar în jur acum s-a terminat. Bun, o să ne revedem pe data viitoare. Papa, nu uitați georgelu.r pe TikTok și pe Instagram. Aproape fac 200 de mii, intrați și dați-mi acolo. 200 de mii. La 200 de mii, fit. Dați follow. Hai, opriți-o. Eu deja l-am văzut. Bă!